Bună, eu sunt Laura și astăzi o să facem un Fluffy Slime. Sper din toată inima să-mi iasă rețeta. Înainte totuși de a începe, nu uita să dai un subscribe canalului meu de YouTube dacă încă desigur nu ai făcut asta, un like la acest video și dacă desigur dorești, un follow la contul meu de Instagram pentru a vedea mai multe poze cu mine și poze făcute de mine. Iar acum, haideți să începem! Vom avea nevoie de un bol, un lipici lichid, un mus pentru volumul părului, un pic de persil, colorant și o linguriță. Pentru început vom adăuga lipiciul nostru lichid în bol. Acum adăugăm musul pentru volumul părului. Nu foarte mult. Cam atât ajunge. Iar acum vom amesteca foarte, foarte bine musul nostru de păr cu lipiciul. Acum adăugăm colorantul. În cazul meu este un colorant alimentar. Și de asemenea amestecăm foarte, foarte bine. Wow, ce drăguț arată! Zici că e o cremă pentru un tort. Dar nu, nu, e un slime, un fluffy slime. Acum, puțin câte puțin, vom adăuga persil. Însă nu exagerați cu el. Și după fiecare linguriță mai amestecăm un pic. Vom continua să amestecăm până când vom ajunge la un rezultat asemănător cu ăsta, da, așa o să arate inițial. E plin de spumă, însă îl vom lăsa câteva secunde sau mai bine câteva minute să își revină. Aici arată mult mai bine, nu-i așa? Uitați-vă! Boing! Da, jos totuși a rămas apa pe care o vom scurge. Wow, face sunete ca un fluffy slime adevărat! Și se întinde genial de bine. Apropo, în mâini el se simte mult mai bine decât slime-ul obișnuit. E mult, mult mai molcuț. Și cam atât cu videoclipul de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă da, nu uitați să dați un mare like, un subscribe la canalul meu de YouTube și un follow la contul meu de Instagram. Sincer, mă așteptam să iasă un pic mai pufoșel, de aia o să filmez și partea a doua, în care o să folosesc spuma de ras. Acolo sper să iasă genial. Deci cam atât și pa, pa, ne revedem în video următor.